Este o țară cu o comunitate foarte mare de români și încercăm să aflăm mai multe despre ce se întâmplă acolo de la meteorologul ANM Mihai Huștiu alături de noi în această dimineață. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Aș vrea să înțelegem puțin mai bine ce se întâmplă mai exact, despre ce fenomen meteorologic vorbim acolo, pentru că este un fenomen extrem din ceea ce vedem în imagini. Bună dimineața, bine v-am găsit. Într-adevăr, am avut în zona Italiei un ciclon destul de intens. S-a intensificat, de fapt, în partea de nord a Italiei. El s-a format în nordul Africii, în zona Libiei. A evoluat spre această parte a Italiei, spre nord. Și, practic, tot potențialul de umezeală adunat de pe Marea Mediterană, care este destul de caldă, a fost o cantitate mare de vapor de apă, a determinat aceste cantități uriașe de precipitații, respectiv cantități de apă ce au atins până la 200 de litri pe metru pătrat în zona Rimini. Acest ciclon a afectat și partea de vest a peninsulei balcanice, coasta dalmată, Croația, dar și țările centrale până spre Slovenia și chiar Cehia și vestul Ungariei, unde de asemenea au fost cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat. Și în România am simțit din plin influența acestui ciclon atmosferic. Până seara a fost cod galben ce a vizat Oltenia și sud-vestul Munteniei, iar în noaptea ce tocmai a trecut am avut ploi torențiale în partea de vest a țării, în Banat și Crișana, și de aceea chiar au fost emise coduri de tip cod portocaliu, de tip no-casting pentru județul Timiș, unde au fost cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt de timp. Cu alte cuvinte, o zonă întinsă afectată de acest ciclon atmosferic format în Mediterana. El acum, să spunem așa, se află în stadiu de ocludere, se va stinge, se va disipa toată energia lui și ploile de asemenea vor înceta în aceste zone afectate de acest ciclon. Însă nu sunt vești bune pentru Italia, respectiv din datele pe care le avem, considerăm că se va forma un nou ciclon atmosferic care va afecta din nou Italia, mai ales partea central-sudică de această dată. Iată, cum deja sisteme noroase aflate aici peste zona sudică a Mediteranei vor afecta vineri și sâmbătă din nou această parte a continentului, respectiv Italia, mai ales partea central-sudică, iar la noi, să spunem așa, vremea se încălzește. Dacă astăzi vremea se anunță încă răcoroasă, vor mai fi ploi locale în vestul și sud-vestul țării. De mâine considerăm că vremea se va încălzi, temperaturile vor crește, vor ajunge la 27-28 de grade sâmbătă, dar în același timp și potențialul pentru instabilitate va crește. Respectiv, așteptăm în timpul după amiezelor averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și posibile căderi de grindină, iar această vreme instabilă din datele pe care le avem se va menține și săptămâna viitoare, când, potrivit estimării pe care o avem, vor fi cantități excedentare de precipitații, deci mai multe ploi, în special în partea sudică și estică a țării. Aici vor fi cele mai mari cantități de apă așteptate. Ciclonul care spuneam se va forma din nou în Mediterana va afecta respectiv Italia. Nu se va apropia de peninsula balcanică și nici de România. În România vom vorbi de instabilitate specifică sezonului cald, respectiv ploi de scurtă durată în timpul după amiezelor. Aș vrea să înțelegem puțin și de ce în Italia se petrec astfel de evenimente meteorologice extreme, pentru că nu vorbim foarte des de ciclon în Europa. Ce s-a schimbat în ultimii ani? Ciclon? Nu. Ciclon de latitudini temperate au fost și vor fi și în continuare, și locul unde se formează ciclonii de latitudini temperate, așa cum îi numim noi, respectiv se formează ciclonii în Atlanticul de Nord, în Islanda, sunt ciclonii islandezi, așa cum și ciclonii mediteraneeni. Ei se formează în zona centrală, de obicei, a Mediteranei, respectiv zona Italiei, zona Golfului Genova. Acum am avut un ciclon care s-a format, spuneam, în nordul Africii, nordul Libiei și a evoluat către nordul Italiei. Este o zonă favorabilă la așa ceva, la formarea de cicloni atmosferici. Ei se vor forma și în continuare. Nu sunt schimbări, modificări în evoluție, doar că în această situație ciclonul a staționat mai mult timp în zona centrală a Italiei și de aceea cantitățile de apă au fost mai însemnate. Practic, el a fost blocat acolo, în zona centrală. Dacă ar fi evoluat mai rapid și spre alte zone, atunci potențialul ar fi fost distribuit în mai multe regiuni. Așa, el a staționat timp de aproximativ 3 zile pe partea de nord a Italiei și de aceea am văzut
inundații de amploare în această zonă, însă ciclonii se formează în zona aceasta, în zona Genova, spuneam mai frecvent, în Islanda, ajung pe continentul european, uneori ajung și în România și spuneam că acest ciclon a influențat și partea vestică și sud-vestică a României în ultimele două zile. Am văzut ploi torențiale, inclusiv în noaptea care a trecut. Practic, ploile intense și în România sunt aduse de acest ciclon din Mediterana. Dacă nu ar fi acest ciclon din Mediterana care să aducă umiditate, zona de sud și de est a României ar fi o zonă cu un alt climat, cu un climat semiarid în care am avea parte de secetă, dar iată că avem aportul acesta de umiditate dinspre Mediterana, aport adus de ciclonii din Mediterana. Și avem și noi parte de ploi însemnate, mai ales în partea de sud a României. Respectiv Italia, iată fenomene extreme, se întâmplă mai ales toamna, dar și iată acum primăvara să avem frecvență mai mare a acestor cicloni și cantități mari de apă în intervale scurte de timp, pentru că așa spuneam, de pe Marea Mediterană, fiind o mare destul de caldă cu temperaturi ridicate, se evaporă o cantitate mare de apă și de aceea și potențialul precipitabil al norilor este unul ridicat.